Laura Ștefan, EFOR a realizat un raport în ce privește recuperarea bunurilor provenite din infracțiuni și întrebarea e cum stăm acum față de anii trecuți, mai bine sau mai rău, sau la fel? Stăm mai bine la capitolul identificarea bunurilor pe parcursul procesului penal, stăm mai bine la sechestre, stăm mai bine la deciziile de confiscare pronunțate de instanțele de judecată, însă stăm la fel, adică foarte prost, la etapa de executare a hotărârilor judecătorești de condamnare. ANAF-ul are aici un rol foarte important, rolul de a pune în executare hotărârile pronunțate de instanțe în materie penală și, din nefericire, cel puțin până în acest moment, performanța acestei instituții executive este una modestă. Vedeți, acest lucru pune în discuție chiar și independența puterilor în stat, pentru că dacă ajungi ca o decizie pronunțată de o instanță judecătorească să fie de fapt o invalidată, cel puțin în ceea ce privește recuperarea bunurilor provenite din infracțiuni, de o decizie administrativă luată de un organ executiv, adică ANAF, avem o problemă și cu separația puterilor în stat și cu independența lor. Cred că pentru moment, cel mai important lucru pe care România trebuie să rezolve este creșterea ratei de executare a deciziilor de confiscare pronunțate de instanțe. Iar al doilea lucru, la fel de important în opinia mea, este ca România să pună la punct un mecanism de administrare reală a bunurilor sechestrate pe durata procesului penal și de administrarea bunurilor confiscate la sfârșitul procesului penal, pentru a ne asigura că dacă se pune un sechestru pe parcursul procedurii penale, peste 3 ani, 4 ani când se termină procesul penal, mai avem ce să executăm. Astăzi stau în ploaie mașinile, se degradează, nu se valorifică la momentul oportun. Imobilele rămân în administrarea infractorilor care sunt trimiși în judecată, care desigur că n-au niciun motiv să le întrețină într-o stare bună. Afacerile rămân în administrarea celor care sunt trimiși în judecată pentru fapte penale și iarăși există un mic interes al acestora să păstreze acele afaceri profitabile. Sunt bune practici în regiune care ar putea fi folosite, bune practici care vin chiar și din țări care încă nu sunt membre UE, cum ar fi Serbia. Dar aveți o explicație de ce ANAF nu e diligent, de ce ANAF nu execută mai mult din hotărârile judecătorești rămase definitive, de ce nu recuperează mai mult din prejudicii? Sunt mai multe lucruri care ar putea să conlucreze la obținerea acestui rezultat până la urmă prost. În primul rând, aceste executări sunt lăsate în competența structurilor locale ale ANAF-ului, care cel puțin atunci când este vorba despre, cazuri răsunătoare de corupție în care trebuie să se pună în executare măsura confiscării, sigur că sunt oarecum timorate de apropierea de factorul politic la nivel local. Un alt motiv, care mie mi se pare la fel de serios, este faptul că în legislația românească nimeni din sistemul judiciar, după pronunțarea hotărârii judecătorești de condamnare, nu mai verifică ce se întâmplă mai departe, dacă ea într-adevăr este pusă în executare. Într-un fel, sistemul judiciar merge pe bună credință, adică are încredere în puterea executivă că într-adevăr își va face treaba. În acest moment, după cum vedem, puterea executivă performează prost. Și al treilea motiv, care de asemenea cred că este important, e faptul că nu există un cont special în care să se ducă doar sumele care provin din confiscări în materie penală, respectiv din recuperarea prejudiciului în materie penală, acolo unde victima este statul și deci ANAF-ul trebuie să recupereze prejudiciul. Existența unui astfel de cont ar da posibilitatea cunoașterii în timp real al nivelului de executare a hotărârilor judecătorești definitive. Bun, dar ce ar trebui să se întâmple acum, pentru că de 3, 4, 5 ani avem cam aceleași cifre în ce privește recuperarea prejudiciilor de către stat? Ce ar trebui să facă statul pentru a accelera această procedură de punere în aplicare a hotărârilor judecătorești definitive în penal, în special, unde avem prejudicii mari? Lucrurile sunt relativ simple și țin de o decizie managerială a ANAF-ului, iar dacă ANAF-ul nu dorește să ia o astfel de decizie, Ministerul de Finanțe, ministrul, ar putea să emită un ordin prin care să dispună luarea acestor măsuri practice care ar îmbunătăți pe termen scurt colectarea. Cont special, oameni dedicați care să se ocupe doar de acest lucru, adică de
punerea în executare a hotărârilor judecătorești definitive. Mulți ani s-a spus că vorbim despre bani foarte puțin și că deci nu există pentru ANAF incentiv sau motivație să aloce oameni doar pentru această sarcină, pentru că sumele care ar trebui recuperate sunt foarte mici. Vedem interviul doamnei Codruța Chioveș și șef al DNA, care spune că doar din sumele care sunt sechestrate de DNA anual s-ar putea acoperi o treime din bugetul Ministerului Sănătății. Iată deci că nu vorbim despre bani puțini, vorbim despre bani mulți, pentru că asta este doar o evaluare la nivelul DNA, dar în afară de DNA mai există și DICOT și există toate structurile de parchet din România. Iar ordinul de mărime al recuperărilor efectuate de ANAF, la cât se ridică? Din câte cunoaștem, se află undeva între 5 și 8%, date neoficiale, pentru că până acum ANAF nu ne-a putut pune la dispoziție date oficiale, nici măcar în întâlnirea de azi. Mulțumim foarte mult! Plăcere!